telespectatori, la mulți ani, stimați telespectatori, la mulți ani, domnule doctor Paul Mâinea, medic primar boli interne, doctor în științe medicale, de fapt vreau să spun, domnule colonel doctor, stimați telespectatori, o personalitate, pot să spun, domnul colonel doctor Paul Mâinea, cu care focșănenii se mândresc. De câte vreme, domnule doctor, de câte vreme sunteți în Focșani, la Spitalul Militar? La Spitalul Militar de aproape 45 de ani. De 45 de ani, ne bucurăm de prezența domnului colonel doctor, o prezență deosebită, nu numai prin aspectul fizic, ci prin toate cele pe care le-a realizat, pentru că ăsta e termenul, a realizat, atâta timp cât a fost medic și este medic la Spitalul Militar de Urgență, cum îi spune acum Constantin Popescu? Sau? Da. Constantin Popescu. Stimate, domnule doctor, ne vorbiți un pic despre dumneavoastră? De unde sunteți? Pentru că e prima emisiune așa, tet-a-tet, și vreau să știe lumea cine este doctorul Paul Mâinea, colonel doctorul Paul Mâinea, doctor în științe medicale. De unde sunteți? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să mă bucur de ocazia pe care o am acum să vă transmit și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră urări pentru un an bun, cu sănătate în primul rând, cu vești bune, cu realizări, un an care să fie plin din toate punctele de vedere. Doamnă, de unde sunt? Cred că o să-mi spuneți dumneavoastră, că e destul de greu și pentru mine. În ce sens? Mama e din Moldova, era din Moldova, tata din Basarabia. Eu am crescut în Ardeal și m-am pregătit, am studiat și lucrez în zona aceasta a țării. Deci aș putea spune că îmi trag rădăcinile din toate zonele României. Am terminat liceul la Petroșan, lângă Petroșan, la Petrila. A fost un liceu foarte bun, se făcea o carte de calitate. Dar știți de ce, domnule doctor? Pentru că profesorii pe care i-ați avut dumneavoastră și făcuseră studii, toți aveau studii făcute între cele două războaie mondiale, când învățământul românesc era pe culm. Da, era un profesor foarte bun, dar era și o generație nouă, dar care ținea foarte mult la calitatea învățământului. Nu exista un rabat în privința asta. Toți erau foarte dedicați. Mulți veneau din București, alții veneau, făcuseră facultatea pe la Cluj, dar toți erau animați de dorința asta de a da elevi foarte bine pregătiți. Deci era un oraș foarte mic, pot spune că din clasa în care am terminat, toți au reușit să își facă un drum foarte bun în viață. Toți au fost foarte bine pregătiți. Și pregătirea de bază a venit tocmai din liceul acesta bun pe care l-am făcut. Erau exigenți profesorii atunci? Erau exigenți, sigur că da. Erau exigenți și, vă spun, nu făceau rabaturi calitative sau să zic așa, morale din astea. Nu există noțiunea care mai există azi, știți, uneori. Era clar, toată lumea se concentra pe calitatea învățământului. Venea vreodată mama sau tatăl dumneavoastră să-i spună profesorului, vedeți că i-a stricat media copilului meu? De ce i-ați spus 7 sau de ce i-ați spus 8? Nu există, dar cred că nici noi n-am fi admis elevi din clasă să se întâmple. Mai veneau părinții pe la ședințe, li se comunicau niște lucruri. Vă spun, era o atmosferă de emulație și o atmosferă de calitate permanentă în care elevii încercau să se autodepășească și mai mult încercau să ajute între ei. Știți? Un lucru foarte bun, pentru că după terminarea liceului, intrarea la o facultate a fost foarte simplă. Când v-ați hotărât să urmați facultatea de medicină? În ultimul an de liceu. Mi-a plăcut și m-am orientat spre medicina militară. Tata a fost militar și de mic copil. Era perioada aia de după război. Fiind tata militar, noi tot călătoream dintr-un oraș în altul. Nu era ușor, era o perioadă grea. De multe ori trăiam în unități militare. Trăiam 6 luni într-un loc. Cadrele în armată erau schimbate atunci foarte greu.
6 luni pe la Bacău, pe urmă tata schimba garnizoane și eu de mic copil trăiam cu militare din trup. Erați singurul copil al familiei? Da, eram singurul copil. Cea mai mare plăcere era să merg eu la bucătăria unității și toți mă știau și mâncam cu ei acolo, creșteam cu ei. Deci pentru mine armata a fost ceva... Care erați foarte obișnuit din copilărie. De asta am optat pentru intrarea la medicina militară. După ce ați devenit facultatea de medicină, dintr-o dată ați fost repartizat, din prima ați fost repartizat la Focșani? Facultatea de medicină, care a fost o facultate de calitate. Aici, într-adevăr, revin la ce mi-a spus dumneavoastră, că erau mulți profesori din vechea generație. Care? Mai spune? Profesorul Mezincescu, profesorul Taiter. Mulți, toți erau din vechea generație, s-a făcut o carte, într-adevăr. Nu cred că ne-ar fi putut trece prin cap vreodată să ne ducem la un profesor cu o mică atenție, să zic. Nu că nu ne-am fi dus, nu ne-ar fi trecut vreodată prin cap că este posibil așa ceva. Era profesorul Sarace, care era din zona asta de lângă noi. La fiziopatologie. Deci se făcea o carte de foarte bună calitate. Niciodată, nici eu, nici colegii mei, nu ne-am pus vreodată problema în timpul facultății, că facultatea asta ar putea avea un aspect lucrativ, adică ea ar putea aduce bani după treaba asta. Nu ne-am gândit niciodată la aspectul ăsta. Efectiv învățam pentru că trebuia să ne pregătim. S-a trecut prin multe examene, mai era greu și pentru că era și o parte militară care trebuia acoperită. După terminarea facultății am dat un concurs, am fost intern 2 ani în Spitalul Militar din București, care era o instituție și este și acum, este și acum o instituție foarte puternică. Pe atunci șefii de secții nu erau cadre didactice, dar marea majoritate a lor ar fi putut acoperi cu brio orice catedră pe specialitatea respectivă. Era oameni foarte bine pregătiți. Iar pe linia de interne era generalul Zamfiro, super somitate, educat în Franța, cu facultatea acolo, membru corespondent al Academiei Franceze de Medicină. Elevii lui erau foarte puternici. Unii cei 3 elevi ai lui de bază au fost Turcu, Bogdan Marinescu și încă vreo câțiva care au mai fost pe acolo. Toți au ajuns, pe urmă au trecut în viața civilă și au ajuns profesori universitari și au făcut ei generații pe urmă de medici. După asta a urmat un secundariat. Așa. Dacă îmi permite, domnule doctor, mă refer acum la doctor în științe medicale, domnule doctor, la facultatea de medicină, câte locuri erau când ați intrat dumneavoastră și câte facultăți de medicină erau în toată țara, dacă mai țineți minte? Nu erau multe facultăți. Erau București, Iași, Timișoara. Cam atât, nu? Cam 4-5 facultăți. Nu mai rețin de Craiova sau de Târgu Mureș. În orice caz, erau poate 5 în toată țara. Acum sunt vreo 40-50. Da, e o puzdere de facultăți din astea. Nu știu cum ne acoperă ei pe partea didactică sau pe partea mai ales de practică. E foarte greu de stabilit. Erau, într-adevăr, centrele universitare, se intra greu, era o concurență mare, cam de la 7 în sus. Și intrau vârfurile, oamenii care chiar puteau să dea randament în această meserie, pe care nu credeau că poate face oricine. Înțeles că trebuie o vocație. O vocație și un anumit gen de cultură. În orice meserie din lumea asta trebuie să fii născut pentru așa ceva, că dacă nu depășești stadiul ăla primar, așa, ca să faci ceva de calitate, trebuie să ai o vocație și, bineînțeles, pe care să o dublezi, să o triplezi cu foarte multă muncă, o muncă permanentă în meseria noastră, pentru că aici lucrurile se schimbă foarte mult. O carte pe care o iau azi, peste 3 ani, este ieșită din us. Ați fost secundar? Unde? Am intrat în secundariat, am făcut secundariatul 3 ani la București, la diferite spitale,
că 4-5 spitale, se făcea o rotație așa prin diferite... Cu pe la profesorul Mincu, pe la profesorul Ciobanu, pe la urgență la Floreasca, era tendința de a cunoaște toate aspectele astea cu care se izbește doctorul în prima, la primului contact cu bolnavul, așa. Era o pregătire de calitate. Urmă am venit aici și aici tot așa am găsit un colectiv de oameni foarte bine pregătiți. Și erau, câți medici erau când ați venit dumneavoastră aici, domnule? Nu erau mulți. Nu erau mulți. Dacă îmi permiteți, la spitalul 15? Nu pot să apreciez exact, dar nu erau mulți. Nu erau mulți, dar erau niște oameni bine pregătiți. Era doctorul Deac, care era un chirurg foarte, foarte bun. Doctorul Stoleru? Da, doctorul Stoleru. Doctorul Deac putea cu ușurință să acopere în perioada cel puțin o catedră de conferențiar, cel puțin. Doctorul Stoleru, de multe ori, spun sincer că îl mai regret și acum în anumite diagnostice. Când efectiv se implica, își făcuse o colecție de filme, cu sute, cu mii de filme, de care beneficiam toți, în care puteam să ne documentăm diagnosticile. Era doctorul Maiorov, în chirurgie. Vă spun, erau puțini medici, dar atmosfera era serioasă, o atmosferă de calitate. Multă lume ar fi vrut, da, bat în lemn, ferească Dumnezeu, să n-ajungă nimeni la spital, dar mulți dintre civili vreau să se interneze aici, dar, după câte știu eu, nu prea se putea, trebuia să fie apartenentul unei familii, da, de ofițeri. Erau perioade așa, da, oșinante, fluctuante, în care se făceau unele restricții. Pentru că atunci armata era foarte numeroasă și erau multe cadre. Și se dădea multă considerație, da, așa cum ar trebui să se dea toate timpul. Veneau mulți militari. Sigur, sigur. Eram foarte atenți cu militare, pentru că ei... Deci o viață destul de grea. Unții erau unități de muncă, făceau diferite boli, pe care aproape au dispărut acum. Mai rar ne întâlnim acum cu reumatism articular acut sau cu pleuriezile care atunci veneau la noi și le funcționam noi. Era o patologie foarte bogată și mai mult de jumătate din secție o dădeau militari, adică soldații, cadrele militare, familiile militarilor. Focșani era Mititel atunci. Erau... Spitalul județean încă nu exista. Nu exista spitalul județean. Era aici un spital pe... Erau diferite secții, da. Dar erau câteva secții. Știu că fratele meu a înființat secția de cardiologie când s-a făcut spitalul mare, sau nu știu, poate, mi se pare că și aici, nu. Da, doctor, așa, poftiți. Doctorul Florențiu, un om cu totul deosebit. Îmi place să vorbim despre el, da, să știți, pentru un că... Un mare cardiolog, pe care îl chemam de multe ori când aveam... Știu că avea o colaborare deosebită, da, și el avea o stimă deosebită. Da, dar un om extraordinar de bine pregătit și a dus la zi cu toată documentația. Știu că vedeam la dânsul cele mai noi tratate de cardiologie venite din vest. Atunci era mai greu să spocui documentul, să faci rost de documentație. Vreau să vă spun ceva, eram într-o seară la ei, eram 12 noaptea și povesteam, stat mai mult de vorbă cu el într-o urmă. Bun. Și la un moment dat îl văd că se îmbracă și dar unde pleci, dragă? Mă duc la spital că am un caz care... Da. Cine e cazul? Era o țigancă cu fuste care avea o problemă, s-a dus să vadă cum se simte și se... Deci... Și am spus, am vorbit despre că e fratele meu, dar știu că asta era mentalitatea acelei perioade, domnule. După câte știu mult, după câte știu, parte, poate cea mai mare parte din cardiologii care există actual la Spitalul Județean sunt, au fost elevii dânsului. Și unii recunosc, alții nu. Știți cum sunt oameni. Unii recunosc, alții nu. M-ar bucura foarte mult să recunoască, pentru că efectiv era un cardiolog de prim rang, de elită, un om de la și care de cultură, un om care, așa cum erați toți cei din perioada, da, dumneavoastră, pentru că eu vă vedeam tot timpul la toate spectacole fine care veneau în Focșani împreună cu doamna și cu fetița pe care le salut cu tot dragul și doresc să le văd. Fetița a dat-o să învețe pian. Adică oamenii de cultură, pentru că un medic, eu le spun și elevilor mei de la CUZA, de la Unirea, care vor să se facă medici, un medic nu poate să nu fie un om de cultură. N-ai cum să fii un medic foarte bun. Era o perioadă în care, într-adevăr, se intra greu la facultate, dar cine intra era elită
Și s-a demonstrat lucrul ăsta. De-aia am ținut mult să venim să... Experiența practică arată că medicii mai mari au fost și oameni dublați de oameni de cultură. Categoric. E aproape o imposibilitate să fii numai medici fără să ai o legătură și pe partea de cultură. Nu se poate. De asta tot timpul au fost medici, scriitori, medici... Cehov n-a fost medic, sau... Da, a existat, cred că mai există la Mendelssohn Bartholdy, compozitorul, nu? Că m-am adus acum... Cred că mai există, e orchestra medicilor din București. Orchestra medicilor. E o legătură, nu poți să fii, pentru că prin medicină intri în psihologie, prin psihologie intri în cultură, te întorci iar în medicină și uite aceasta, trebuie să creezi un cerc. Categoric, vă spuneam înainte de emisiune, îi povesteam domnului doctor, stimați telespectator, despre Nicolae Herlea, cu care eu am făcut două emisiuni și care sunt pe internet și la noi la televiziune s-a primit un mail din străinătate în care cineva, un domn sau o doamnă, că mie mi-a spus colegul de la, de sus de la internet, că ne roagă să traducem aceste emisiuni și că vor să știe ce s-a discutat. Și domnul doctor, domnul colonel doctor Paul Mâina imediat a spus, păi înseamnă că ai un om mare cunoscător pentru că... L-ați văzut de multe ori pe Herlea? Oh, l-am și văzut, sigur că da, nu. Am fost și la ultimul spectacol înainte de dezbețiunea lui. Dar zic pentru că un mare cunoscător, că cel puțin, în opinia mea, nu numai a mea, a fost unul dintre cei mai mari baritoni ai lumii. Dacă, nu știu dacă n-a fost chiar cel mai mare. Din păcate, în afară, nu prea a cântat mult, a cântat mult, a pensie din Germania. Da, dar nu apărea chiar ca cel mai bun, dar vă spun, acolo cam știu pe toți care sunt pasionat de muzică. Știu că sunteți. Dar el a fost un fenomen, un unicat, un om. Domnule doctor, și era de o modestie și de o, de o bună cuvință. Îl sun într-o seară, l-am auzit pe cineva cântând, nu mai știu, Aria Luceafănului sau ceva, nu știu. Și cânta îngrozitor și dau telefon, mai se deschide televizorul pe canalul cu tare. Uitați-vă ăsta cum cântă, cine e ăsta? Și mi-a spus unul care a fost într-un cor, maestre, dar se poate așa ceva, dragă, acum se poate orice. Din păcate, acum se poate orice pe toate planurile și este foarte grav. Am o rugăminte pentru telespectatori. Când au câteva minute libere, să intre pe internet, pe YouTube, unde se vom fi, și să reasculte codurile, codruțurile cu Nicolae Herlea. Este mare, o super capodoperă să auzi așa ceva. Prima oară știu când am vorbit cu dânsul la telefon, el bariton, cânta mai gros așa, și m-a surprins că vorbea foarte subțire când vorbea, zicei că e un tenor. Și i-am zis, dumneavoastră, sunteți maestri, da? Și până mai continua discuția. A fost un colos în muzică și ați văzut că Mariana Nicolescu e continuă, aproape ca un cult al lui, într-adevăr, dar nu numai el, a fost o generație extraordinară. Ohanesian, David Ohanesian. De opera română era considerată școala de baritoni. Mă credeți că eu nu mai merg la opera. Da. Nu mai merg la opera, îmi pare rău, o spun și am văzut la televizor câteva. Sunt niște încercări, întâmplarea face că nepoțica mea în corul operei la București. Sunt, oamenii da, lucrează, da. Da, uite ce frumos, ați dat-o să facă muzica pe metință? Îmi place muzica, da. Se fac încercări, dar toată lumea cu ochii pe perioada aceea care a existat atunci, cu sopranele, cu... Cei care mai știm, că da, acum nu mai au de unde cu se... Elena Cernet, cu Zenaida Pare, a fost o generație... Magda Anculescu... Pe care puteai să o muți integral în Metropolitan, la New York și cu care făceai... Toți au cântat pe marile scene. Nu, dar mutai toată echipa la Metropolitan și făceai spectacole de cea mai înaltă. Uite, un mare tenor al lumii este Ion Piso. Oh, eu am o emisiune de două ore cu Piso. A venit în țară acum vreo 10 ani și îmi spunea că el a fugit în țară tot așa la un spectacol, a rămas în Italia și îmi spunea, nu m-a întrebat nimeni niciodată ce studiam. M-a pus să cânt. Știu meserie, că apropo de ce vorbeam noi mai devreme, înainte de emisiune, sunt unii chiar medici care pleacă în străinătate cu diplome nu știu de unde, sau mă rog, se duc acolo și se întorc, vai, n-am suportat dorul de țară. Nu e adevărat, nu din cauza dorului de țară se întorc, pentru că nu sunt integrați acolo ca medici și ca oameni de specialitate. E un șoc, nu ce să mai zic, alt efort, alt...
Vă mai duceți pe la concerte din când în când? Mai merg din când. Acum merg mai mult cu nepoțica mea, când mai apar în spectacol. Studiază un instrument? E mai mult axată pe canto și pe canto. Pian. Așa. Și pe pian, și sigur. Pe pian, da. Trebuie să știu și un instrument aici. Ce să fac? Nu se poate. Fără o abordare culturală, nu se poate. N-ai ce să faci. La urmă, trebuie să mergi pe cultură. Nu se poate fără cultură. Cultura îți dă posibilitatea să fii liber. Numai prin cultură un om poate să fie liber. Cultură înseamnă bună cuvință, înseamnă educație, înseamnă anumite gânduri pe care oamenii, mă rog, din păcate nu le au. Îmi face mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră despre Herlea, despre Iohannesian. Eu i-am cunoscut bine, l-am cunoscut bine, Dumnezeu să-l odihnească și pe Ion Voicu, care era un violonist bun al nostru. Un om de excepție. Un om de... Și ca om era excepțional. Și el venea de multe ori în Focșani. L-ați cunoscut? Era Finus sau Nașu. Nu, era Nașu Ioane Zavulovici, fiicei lui... Și mai e ceva la Ion Voicu. Nu făcea nicio deosebire între calitatea prestației din București și cea din Focșani. Pentru niciun, el, niciun mare artist nu face treaba. Categoric, niciun mare artist. Din asta se autodefinește un artist. Că mai sunt unii care, aia, lasă, un oraș mic, fac ce-o. Nu e adevărat. Un mare artist va avea aceeași prestație și în București și... Și pentru cinci oameni în sală, da. Și pentru unul cântă, da, la fel. Da. Categoric. Dar țineți minte ce lume venea la teatru altă dată. Da. Și acum o să spună lumea, uite, ăștia, ce lume venea? Că oameni sunt și acum. Sunt și acum oameni și oameni de foarte bună calitate, dar atunci parcă se ținea mult mai mult seama de cultură, se dădea mult mai multă atenție culturii, oamenilor care erau de cultură și așa mai departe. Acum o tendință de înăbușirea lor. Trăim în revoluția asta media. Revoluția asta media e în desfășurare. Are și părți bune, are și părți mai puțin bune. Știți? După părerea mea, domnule doctor, un om, un reprezentant, da, media trebuie să fie el însuși un om de cultură, da, un om care să poată să aibă capacitatea de a înțelege și că vreau să fiu liber. Prin a fi liber, unii înțeleg că poți să spui orice despre oricine, poți să scrii orice despre oricine, poți să-l faci de râs pe unul pentru că ești... Ei, aici intervine noțiunea de educație. Și de decență. De decență, de cum să... Cine îmi dă mie dreptul să termin un om pentru că eu sunt un om liber, să-l fac de râs? Sau pentru că eu nu-l agrez. Sau pentru că eu nu-l agrez. Ei, aici vorba de decență și de... De morală, de credință adevărată în Dumnezeu. De autocenzură, în autocenzura ți-o dă, bună, ți-o dă cultura. N-ai cum, dacă nu ești un om care să simtă. La un moment în care să spui, domnule, asta se face și asta nu se face, oricare ar fi consecință. Bine, știți? Uite, mi-a plăcut replica lui Iohannis. Nu mă omor după nimeni. Sincer, să fiu în politică, nu. Dar a spus la un moment dat, domnule, prefer să pierd decât să fiu bine, decât să fiu mârlan. Termenul ăsta nu prea mă omoră după el, dar oricum, așa, unii oamenii de o anumită calitate și o anumită ținută preferă să piardă uneori decât să se bage în cloacă, știți? Există, da, anumite lucruri care nu se fac, oricare ar fi riscul pentru treaba asta. Categoric. Anumite lucruri care nu se fac, sunt anumite rabaturi pe care orice risc trebuie să le... Domnule Ruto, ne-am întins prea mult pe ideea, da, asta, oricum, da, acum dacă v-am prins la emisiunea asta, nu mai scăpați de mine, că vă mai vin și la altele. Știu că dumneavoastră ați lucrat foarte mult în străinătate, ați fost... Haideți, vorbiți-ne și puțin despre perioadele acelea, că ați lucrat în mai multe locuri. Da, am lucrat și acum am fost prin Anglia de sărbători. Încerc să merg așa de câteva ori pe an, nu perioade lungi. Acum mergeți în vizită. Nu, chiar lucrez. Chiar da, am lucrat, da. Ați lucrat? Există niște agenții prin care te poți angaja o perioadă mai scurtă, de o săptămână, două săptămâni, o lună. Și întotdeauna e așa că acum am fost în perioada Crăciunului, anului, noi am fost în Anglia. Și ați lucrat acolo? Da, deci e interesant, da, am știut. Da, am acceptul lor, sunt recunoscut de Consiliul Medical General din Anglia, plătesc anual taxa respectivă și prin au niște societăți prin care te poți angaja și vă spun că de fiecare dată e așa, ca un duș care te înviorează. Ce impresie aveți despre modul cum se practică medicina acolo? Ce să vă spun, diferența este enormă. În primul rând că au foarte mulți bani.
Asta e. Au foarte mulți bani la dispoziție. Pentru că sunt oameni educați, oameni de cultură, care știu că nu se poate face medicină, învățământ, fără să ai bani. Dar pentru nu, că asta implică nu multă... Nu există noțiunea, sigur că da, noțiunea de a nu avea un medicament sau de a trimite bolnavul să cumpere un medicament. Nu, așa ceva ar părea... Sau un pachet cu vată. Ar părea fantastic, știți. Nu există noțiunea. Fiecare, medicii sunt plătiți. Fiecare secție are angajat, asta e ceva foarte interesant. Un farmacist, un specialist în farmacologie care urmărește prescripțiile, chiar a medicilor primari, pentru că acolo medicul primar într-adevăr este o autoritate, și acest farmacist are în permanență ochiul pe prescripție. Și de multe ori am văzut că vine la medicul primar foarte decent, foarte politicos și spune, vedeți că aici... Chiar, da. Chiar discutam zilele astea cu ei, au o agendă medicală foarte bună, care apare din 6-6 luni, și m-a surprins că ultima agendă apărută acum o lună, aproape era ferfenițită de atâta umbla prin ea și de mii de sublinieri colorate. Zic, ce s-a întâmplat? Chiar așa, într-o lună, două? Deci, nu, ăsta e farmacistul nostru care... Mai e ceva, e programul de 8 ore și în alea 8 ore nu prea se stă. Nu prea e 5 minute sau... E altă lume, altă viață, avem ce învăța, de ce să nu zici? Mai avem multe de învățat, nu? Avem multe de învățat. Și multe de avem recuperat. Și seriozitatea, și cuvântul dat, și... Da, și domnule, domnule doctor, ce părere aveți despre cuvântul dat, care la noi nu se respectă, la noi e așa o chestie. Și cred că sunteți de acord cu mine, pe vremuri, când vrei să faci cartea de vizite a unui om sau, cum se spune acum, curriculum vitae, dacă începeai să spui această persoană, domnul Cutare este un om cinstit, domnule, a târnat multă, acest e un om cinstit. Acum, dacă spui despre unul că e cinstit, ai mai dă-l încolo de fraier. Dă-l încolo de fraier. Îmi rețin povești în care... Punctualitatea, da, iarăși este un care... lucru de... Mare afaceri se făceau înainte printr-o strângere de mână, nu stăteau aia să facă 1000 de acte acolo și să nu știu ce. Și nemții au un cuvânt, un om, un cuvânt, un om, un cuvânt. Ai spus un lucru, îl faci chiar dacă nu-ți convine pe urmă. Nu poți să-l faci, nu-l promiți. Asta e o treabă. Din păcate la noi s-a cam pierdut tradiția asta. Știi? Multe tradiții s-au pierdut și mare păcat, pentru că în străinătate, uneori când te duci, lumea se uită lung la tine dacă află că ești român. Știți? Eram la Mestre, lângă Veneția, și m-am dus la un hotel să cer o cameră și am dat foarte drăguță, doamna se uită în buletin și îi spune, mai era cineva la recepție, eu, pe dragă, n-am crezut că asta e româncă. Și am spus, doamna, dar de ce n-ați crezut? Și a cerut scuze și, vedeți, că încă, că suntem priviți așa ca un paria. Am găsit și eu cu fiica mea aceeași treabă. S-a dus în Italia, foarte frumos, civilizat, a vorbit cu ei, a cumpărat și acolo ce-o fi cumpărat și, la urmă, zice, de unde sunteți? Din România. Nu știu, aici e un lucru rău, că ne facem o carte de vizită care... Ce să nu mai facem, că n-am și făcut. N-am făcut-o, că ne-au reprezentat în străinătate după ce s-au deschis granițele tot felul de persoane curioase, știți? Care au fost asimilați sau considerați români. Asta e o mare problemă. Trebuie să considerăm că după 89 românii au fost primiți cu brațele deschise. Nu? Au fost primiți bine în afară, până când... Ei, și acum să știți că dacă mergi oficial... lumea te apreciază, dar vorbesc așa, pe stradă, de știți, la nivel de... Cam într-o zi, două, omul își dă seama cu cine are de-a face Știți ce spune Oscar Wilde? Că prima condiție a unui gentleman este să-și dea imediat seama că are de-a face cu un gentleman. Eu spun lucrul ăsta la toate nivelele, știți? Da. Prima condiție a unui om deștept este să-și dea seama și așa mai departe. Domnule doctor, ați fost în Angola? Da, am fost. De ce ați fost în Angola? A fost printre primele misiuni pe care le-a organizat armata română în afara țării. Dar aceste misiuni erau cu spitalul militar românesc de campane. Nu erau sub egida NATO, pentru că nu eram membri NATO, erau sub egida ONU. Și ne-am dus spitalul ăsta militar de campane, de care se spune foarte puțin acum,
parcă mă jenează treaba asta, că se pomenește tot timpul de alte misiuni, dar de acest deschizător de drum nu se mai spune. Prima misiune a fost în Somalia. Somalia a fost o misiune grea, tocmai era părăsită de plecase în americanii de acolo după o serie de evenimente extrem de neplăcute pentru ei și am venit noi. Și am fost niște, și să știți că am fost foarte, foarte apreciați acolo. Pentru că asiguram asistența populației civile. A fost și o fază extraordinară acolo, în care la un moment dat, noi fiind spital militar, aveam și armament. La un moment dat a dispărut o armă. Au venit unii, fiind obișnuiți, având aproape tradiția asta războinică de asemenea, arma a dispărut. Disperată toată lumea. Și atunci au fost chemați niște șefi de tribu și au spus, și li s-a spus așa, dacă nu apare arma, noi într-o zi închidem spitalul. În câteva ore arma a reapărut. Lumea ne aprecia. Deci deserveam populația lor, o populație extrem de suferindă și care stăteau dimineața cu sutele și întotdeauna aveam grijă de ei. Eram foarte atent și cred că ei țineau foarte mult. La un moment dat au venit și niște americani când eram noi acolo. Noi eram îmbrăcați foarte lejer așa și ei erau îmbrăcați cu tot felul de arme, pistoale. Se uitau la noi foarte mirați. Zic, doamne, noi nu avem nicio problemă, pentru că oamenii ăștia știu, suntem aici, îi ajutăm. După asta a urmat Angola. Angola a fost în partea cealaltă a Africii și aici au fost două misiuni grele. Acolo ne luptam mai mult cu malaria. Da, mai există malaria pe lumea asta? Malaria există și... Știu, are o prioritate, o prioritate da. Extraordinară. Era e greu. Suferință pe da, lumea asta, da, nu? Mai ales în Africa. Și dintre toate, Ebola ca Ebola, dar malaria omoară sute de mii, milioane de oameni anual. Și nici tratamentul nu prea așa de bine codificat. A fost greu, pentru că nu aveam experiența asta în boli tropicale. Există catedre speciale de boli tropicale care te pregătesc și a trebuit să ne facem experiența pe loc. Și acolo a fost o misiune interesantă. Ați mult acolo? Acolo am stat un an. Un an. Și în Somalia nu am stat pe loc. Nu v-a fost frică, domnule doctor? Nu, nu, nu se gândea nimeni la frică. Se gândea ce să fac. Că ei virus și aiurea, că ei fel de fel de microbi. Era care... posibil, că noi nu avem anticorpi pe care ei aveau. Ei, mai învățam și de la ei, de la populația lor, că ei știau ce boli au acolo. Și zic că ne-am descurcat cu bine, am venit cu bine acasă. Din... Și că atmosferă din cum era? Oamenii ce mâncau acolo? Săracii. Săracii, păi de-aia v-am da. Întrebat, că erau săracii. Angola e mare cam de 5 ori cât e România, vă imaginați. Și... Aveau multe limbi vorbite, tribale, se înțelegeau, erau populații deplasate, care veneau refugiați, care veneau spre capitală. De-abia ieșiseră din zona luptelor din capitală, deci tot timpul aveai ce face pe acolo. Erau răniți, erau accidente, erau boli infecțioase, chiar se vorbea și de Ebola pe atunci, se punea problema asta. Ați întâlnit un caz de Ebola? Nu, dar exista atmosfera că... Congo e aproape, știi? Și prin Congo Ebola este endemică, tot timpul a fost și probabil că va mai fi. Ați învățat la facultatea de medicină despre Ebola? Nu, n-am avut catedră de boli tropicale. Și am făcut numai boli infecțioase, ne-am axat mai mult pe bolile care există în România. E o experiență foarte interesantă pentru un om. Dar ferească Dumnezeu, dacă ați avea un caz de aici, la Spitalul Militar de Urgență din Focșan, dacă ar veni unul, nu știu cum, niște simptome mai aiurea, ați fi avizați după experiența pe da, care ați avut-o. Am fi avizat și există niște protocoale foarte exacte pentru felul în care trebuie să te comporți. Întreaba asta, n-ar fi o problemă. E posibil, pentru că lumea circulă foarte mult, foarte mulți oameni sunt în avioane. Sigur. Au în același avion, e un român, dar e un african, e unul din Asia, e unul din America de Sud, oricând. Da. Oricând poți să ai riscul de a aduce un bolnav și de a apărea boala oriunde pe glob. Spuneți-mi, domnule doctor,
Aici, la Spitalul Militar, unde lucrați, unde sunteți medic primar de boli interne, acum, pe vremea asta urâtă, în care e ger de minus 25 de grade și așa, ați avut multe cazuri neplăcute? Nu, surprinzător, până acum nu. Nu. Până acum nu, față de alți ani. Nu sunt specialist în boli infecțioase, dar știu că încă n-au apărut urmile de gripă. De gripă. Sunt cazuri sporadice, dar nu. Că foarte mult ar ține de noi de prevenire. Prevenire ce înseamnă? În primul rând să te îmbraci ca lumea. Eu personal când văd copiii ăștia mergând cu capul descoperit și dezbrăcat, parcă așa am o senzație neplăcută. Nu cred că poporul român ar fi rezistat 2000 de ani dacă s-ar îmbrăca așa. Merge dumneavoastră la țară și vezi un om acolo mergând îmbrăcat și fără nimic pe cap. Ar părea caragios, nu? Deci ar trebui să ne îmbrăcăm după sezon, după treaba asta și să prevenim. Că era o poveste chinezească pe care o prescurtez eu, cu doi medici foarte buni. Unul din ei era tratat bolile și îl cunoștea toată lumea, iar unul prevenea bolile și pe ăsta nu-l cunoștea nimeni. Deci prevenirea ar fi foarte... Îmbracă-te bine, nu? Mai e ceva, când apar virozele să încerce, fiecare trebuie să stea mai izmărat. Toți se laudă, a, păi am avut febră, m-am dus și m-am vindecat. Dar în timp ce el s-a vindecat, a mai îmbolnăvit vreo 30-50 de persoane. Sau copii trimiși la școală care tușesc și care fac fel, sigur. Se vindecă un copil, dar nu îmbolnăvește 30 în jurul lui. Deci, cred că aspectul de prevenire ar fi foarte bun. Pe urmă, la virozele astea trebuie mare atenție. În ce sens? Că nu orice febră e viroză. În spatele virozei poate să fie altă boală. Sunt anumite categorii care sunt mai sensibile. Copiii, bătrânii, oamenii în vârstă, oamenii care deja au anumite afecțiuni, ei trebuie să aibă un regim special. Simptomele le știm cu toți. Dar părerea mea e, dacă vezi că după o zi, două, trei, nu se întâmplă nimic bine, adică boala nu dă înapoi, e bine să mergem la un specialist, pentru că oricând pot exista surprize și un lucru care la început e relativ simplu, se poate complica și se poate preveni din timp trebuie. Deci nu ați avut probleme. Nu, nu putem spune că un aspect așa epidemic acum, știți. Dar frigul ăsta îngrozitor îmi pune probleme, dar mă bucur că nici la spitalul da. Mare, la spitalul... Că undeva e normal, e frigul boboteze, nu? Fiecare an. Da, noi am mai trăit și mi-am aminte, domnule colonel doctor, domnule doctor Paul Mâina, acum vreo 20, nu, 30 de ani, uite, trebuie să recunosc, acum vreo 30 de ani, la Cântarea României, care se făcea atunci, a fost, se făcea pe zone, și eu trebuia să cânt la vioară, ceva, nu mai știu ce cântam. Pe scenă, la teatru, erau, afară erau minus 30 de grade, în teatru erau minus 20. Și eu am cântat la vioară, deci au mai fost perioade de... Dacă toată lumea zice că Dumnezeu s-a schimbat, nu e adevărat. A fost iarna aia cumplită, din 85, 86, atunci a fost. A fost minus 30 de grade. Da, atunci, nu? Când am ajuns acasă, niciun caloriferul înghețat, țin minte, și lumină nu era. Da. Nu e ceva, și... cu ceva neobișnuit, știți? Nu, nu e, dar pentru mulți pare ceva neobișnuit, dar dumneavoastră a spus foarte bine, haideți să ne îmbrăcăm bine, să ne punem căciuri și să bem ceaiul, nu? Să nu umblăm dezbrăcați și pe urmă să ne mirăm că ne-am îmbolnăvit. Vreau să vă spun că am văzut din mașină copii de la o anumită școală, nu dau numele școlii, care ieșeau să-și cumpere cornuri în pauză. În cămășuță. În cămășuță, dar cum profesoara, învățătoarea, directoarea, profesorii, nu-l văd pe copilul ăla că pleacă în tricou cu mânecă scurtă și dezbrăcat? Tot la prevenire ajungem, știți. Sigur că ar trebui să fie o preocupare asta, da? De multe ori mai există și teribilismul vârstei, știți? Adați că dacă el e așa, să fiu și eu tot așa. Știți? Da, categoric, dacă să fie cineva, dar cineva care un om cu experiență să-i spune, măi, stai că e pericol, ai grijă. Am o fi mașina, dar nu du-te dragă și te îmbracă, mulți, faci o pneumonie bună. Haideți să ne mai întoarcem câteva minute la activitatea dumneavoastră de medic cu care noi, brâncenii, ne mândrim totdeauna când... Mi-aduc aminte, în anii trecuți, acum sunt foarte mulți medici, dar mă întrebau pe mine, ca sora doctorului Florențiu, dragă, uite, e
Cum aș putea eu să fac? Îl cunosc pe doctorul mâinea? Sau roagă ca să vreau să vină să se interneze aici la spital, să fie pacienții dumneavoastră? Să... Da, nu avem nicio restricție. Acum nu mai e nicio restricție, acum poate oricine e spital de urgență, dar înainte de 89 era... Înainte exista, acum nu mai avem nicio restricție. Singura restricție a capacităților noastre. Sunt secții pe care nu le avem. De exemplu, da, neurochirurgie. N-avem. Bun, sunt multe. O serie de secții pe care nu le avem. N-avem în secție de boli infecțioase. Știți, dar de la prima legătură cu bolnavul ne dăm seama despre ce e vorba și încercăm să rezolvăm lucrurile. Sunt condiții bune. Acum, de fapt, cred că avea condiții, dacă e vorba de condiții hoteliere, erau mai bune înainte de 89, nu? Se investeau mai mulți bani în armată atunci, nu? Da, eu am prins și clădirea veche, știți? Am prins și până la cutremur, pe unul a venit clădirea asta nouă, care, într-adevăr, a fost un lucru extraordinar de bun pentru noi. Spuneți-mi, domnule doctor, acum sunteți în... aveți statut de navetist. Puteți descurca pe timpurile astea, pe vremurile astea înghețate, cu acest statut? Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. În România distanțele sunt mici, nu sunt așa. Sunteți legat de Focșani, da? Sunt foarte legat de Focșani. Sunt foarte legat. Părinții mei s-au cunoscut aici. La Focșani? Da, înainte de a exista eu, părinții mei aici s-au cunoscut aici, s-au căsătorit. Și așa, fără să mă apropie, să-mi dau seama, am avut de multe ori și propuneri de plecare. Și... Sunt convins. Da, dar nu, n-am dorit să plec de aici. Îmi place orașul, îmi plac oamenii, îmi place spitalul în care lucrez, îmi plac colegii. Mă simt bine și asta e foarte mult, să ai la locul de muncă să ai un confort. Da, te simți bine la locul tău de muncă. Categoric și lumea de aici, colegii dumneavoastră, vă apreciază foarte mult. Doctorul Adochiței, domnul colonel doctor Adochiței, când am vorbit la telefon, mi-a spus, vrei să faci și emisiune cu domnul doctor Mâina. Spun, nu numai că vreau, insist, și am început să râdă, insist și mă simt onorată că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră, pentru că eu tare mult vreau ca cei care vin la emisiune cu adevărat să fie modele pentru cei care ne privesc. Și astăzi am avut privilegiul să v-am invitat cu emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult și pot să vă spun privitor la colaborarea cu dumneavoastră, că mă surprinde în modul cel mai plăcut un lucru. De mai multe ori în timpul discuției ați adus problema calității. A revenit ideea asta și înainte de emisiune, când am stat puțin de vorbă, și în timpul emisiunii. Într-adevăr, e un lucru pe care trebuie să realizăm. Trebuie să luptăm pentru asta. Să facem calitate în profesie, să facem calitate în viața noastră, să facem calitate în achizițiile noastre culturale. Să-i facem pe oameni să aibă niște gânduri cu adevărat frumoase, niște gânduri bune, niște gânduri frumoase pe care nu le pot avea dacă n-au un bagaj de cultură în spate. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația, încoate la mulți ani. Încă o dată vă rog să transmiteți familiei dumneavoastră pe care o iubesc, fiicei și doamnei Mâina, toate cele bune și aștept să ne vedem, aș vrea să le văd. Da, o să vină și chiar o să vă căutăm atunci. Cu drag. La revedere, vă mulțumim foarte mult.